Salutare! Astăzi discutăm despre echipamentul necesar la un antrenament de MMA. Cele mai importante sunt, bineînțeles, mănușile. După cum vedeți, avem mai mult niște mănuși de MMA de antrenament. Care e diferența între niște mănuși de MMA de antrenament și niște mănuși de MMA de meci? Mănușile de MMA de antrenament au un padding foarte mare pe zona knuckle-urilor, ceea ce mă ajută pe mine să-l protejez pe partener de loviturile puternice și în același timp să-mi protejez oasele în momentul în care lovesc o suprafață tare din corpul lui, cum ar fi capul, fruntea, cotul și așa mai departe. Diferența între o mănușă de box și o mănușă de MMA, după cum vedeți, este foarte mare, atât în dimensiune, cât și pe partea interioară. După cum vedeți, mănușa de MMA are palma liberă. Asta îmi permite să fac priză pe partener și să-i pot controla membrele. Cel de-al doilea element foarte important este reprezentat de tibiere. La ce mă ajută tibierele? Tibierele se poziționează pe partea inferioară a piciorului, astfel încât atunci când lovesc partenerul să nu-i provoc daună foarte mare și în același timp să nu mă accidentez laba piciorului sau tibia lovind potul sau genunchiul partenerului și eventual în momentul în care lovind tibie în tibie. Și la treilea element foarte important la un antrenament de MMA este reprezentat de către gutieră sau proteza dentară. De ce e important să avem proteză? Pentru că nu trebuie ca partenerul să ne lovească intenționat, se poate întâmpla un eveniment nefericit, iar noi putem pica cu dinții în cotul sau în genunchiul lui și în felul ăsta ne putem accidenta destul de tare. Tocmai de asta este foarte important să ne cumpărăm înainte de a veni la sală proteza dentară. Pentru că siguranța este foarte importantă în sălile de arte marțiale, astăzi v-am prezentat cele trei elemente importante pentru a participa la un antrenament de MMA. După cum spuneam, mănușile, tibierele și gutiera sunt elementele de care aveți nevoie pentru a participa. Acum că vi le-am prezentat, vă aștept la antrenamente.